miercuri, salată, sandwich. Marți. La bacon am găsit și de la anul trecut. Bacon. Brutal? Brutal înseamnă, da? Sau brutărie, da? Bacon, da? Singer. Beret. Ca mașină. Breakfast, micul dejun. Lunch. Prânzul. Sotto la tavola metteremo le bottiglie da vino. Sotto la tavola? Da, su masa. Le bottiglie da vino? Okay. Per vivere. Per il piacere. Martedì faceremo le pulizie. Martedì faremo. Abbiamo fatto il verbo fare. È diverso. Le pulizie in tutta casa con le mie colleghi. Questo è il futuro del verbo fare, che è irregolare. Io farò, tu farai, lui, lei farà. Pentru că eram interesat să învăț limba italiană. Vă spun sincer că mă simt foarte bine în cadrul acestei școli. Am făcut un curs de calculatoare, unul de engleză și unul de italiană. Am pornit la italiană de la zero, n-am știut aproape nimic. Pentru că mi-e mai ușor la calculator. Lucrez pe calculator și mi-e mai ușor dacă cunosc engleză. Și conversez în Brazilia cu nepotul meu că el nu știe românește și eu nu știu nemțește și conversăm în englezește. Călătoresc în Canada și în America. Am două fete. Și ca să-mi fie mai ușor în aeroport, așa pentru mici conversații. Je suis intéressée par ce cours parce que pendant mes études à la faculté, j'ai étudié un peu l'espagnol. Et pour enrichir mon vocabulaire et la conversation de cette langue, j'ai décidé de suivre ce cours. Muchísimas gracias por su deber, que muy buen hecho, muy buen trabajo. Ahora nosotros estamos en la fase de revisión. Me gustaría que cada uno de ustedes nos cuente algo. ¿Quién quiere decirnos algo? No sé. ¿Qué hemos hecho este año? ¿De qué hemos discutido? Am învățat foarte multe de la ei, am învățat să am răbdare și să îi ascult pe toți. The opportunity to teach them technology, it's very interesting because they weren't born with it like we were. M-a ajutat foarte mult deja, cunosc foarte multe cuvinte. M-am familiarizat cu accentul, cu vocabularul, cu tot. Da, m-a ajutat foarte mult, pentru că la început nu am știut nimic și acum am reușit să învăț ceva totuși. Sigur, m-a ajutat, adică am o pornire și dacă doresc și am timp și sănătate, bineînțeles, o să continui. M-a ajutat foarte mult, erau multe lucruri pe care nu le cunoșteam, nu puteam să le spun corect, acum am învățat foarte mult. C'est pour moi un exercice très agréable de travailler avec le public de la Senior Academy, des élèves souvent très agréables, curieux,
demandeurs, qui font bien leurs devoirs. Et j'ai beaucoup apprécié cette expérience avec eux. È stato molto divertente fare questo corso di italiano ai signori, perché è la prima volta e comunque mi sono divertita e loro sono stati molto ospitali. Cunoști lumea, asta în primul rând, pentru că în general la vârsta noastră persoanele sunt foarte multe dintre noi sunt marginalizate într-un fel, adică copiii au problemele lor, nu mai au timp de noi, foarte sau nu mulți, dar câțiva dintre noi s-au dus în alte lumi mai bune și atunci e foarte bine să ne facem de lucru tot timpul, să ne meargă mintea cât de cât. Eu aș sfătui pe toți să vină să facă acest curs, chiar dacă nu au neapărat nevoie, pentru a socializa, pentru a-și petrece timpul în mod plăcut și pentru că este foarte avantajos și ca preț. O să ne venire per imparare italiano, per imparare inglese, per imparare spagnolo, lo che vuole. Aș sfătui pe toată lumea care este mai în vârstă să vină. Sunt cursuri foarte eficiente, ne schimbă pur și simplu, ne modifică viața în bine, ne aduce un plus de nou în viața noastră. Este foarte important. Am spus despre Student Plus, despre posibilitatea de a învăța PC-ul și de a învăța limbi străine. Foarte bine organizat și cu mare plăcere venind să învățăm.